Ministrii Agriculturii s-au reunit la Bruxelles în cadrul Consiliului de Agricultură și de Pescuit. Pe agenda discuțiilor se aflau subiecte de interes major pentru fermierii români, precum situația piețelor agricole, aspecte legate de comerț în domeniul agriculturii, pescuit și acvacultură, regulamentul privind refacerea naturii, elemente privitoare la agricultură și silvicultură și raportul elaborat de Grupul de Reflexie European privind sectorul cărnii de porc. Un subiect central aflat în atenția Consiliului de Agricultură și de Pescuit este reprezentat de identificarea celor mai bune soluții privind sprijinul fermierilor afectați ca urmare a conflictului din Ucraina. În dezbaterile din cadrul reuniunii, ministrul Daia și omologii săi din statele membre au avut și un schimb de opinii cu privire la pachetul de măsuri propus de Comisie pentru a spori sustenabilitatea și reziliența sectorului de pescuit și acvacultură din Uniunea Europeană. Consiliul invită oficialii europeni la o dezbatere despre situația actuală a piețelor agricole internaționale, ce se va axa pe relațiile cu principalii parteneri comerciali, pe actualele negocieri și provocări legate de comerț, inclusiv în contextul situației actuale din Ucraina, se arată în comunicatul MADR. De asemenea, președinția suedeză va furniza informații cu privire la implicațiile pentru agricultură și silvicultură în Uniunea Europeană referitoare la propunerea de regulament privind refacerea naturii. Comisia va informa miniștrii cu privire la raportul elaborat de grupul de reflexie european privind sectorul cărnii de porc și totodată va furniza informații cu privire la comunicarea sa recent publicată privind protecția speciilor polenizatoare, menționează reprezentanții MADR. În platforma Media Agro TV vă vom ține la curent cu toate deciziile care s-au luat la Bruxelles în cadrul Consiliului de Agricultură și de Pescuit.